Nu mă consider un om de cultură. Asta o spun de la început. Chiar cu toate că în adolescență făcea să citesc foarte mult, în ultima perioadă am fost mai inclinat spre afaceri și spre altceva. Mi-a ocupat tot timpul și n-am mai reușit să citesc la fel de mult. În orice caz, cel mai mult mi-au plăcut novelele istorice, vă spun de acum, deci nu altceva. Care ar fi, să spun așa, contribuția mea? O întâlnire neașteptată cu un om, acum ceva timp. Am fost foarte surprins de spiritul pe care l-are. Un spirit tânăr într-un corp, poate mai bătrân. Pe la un moment dat, dumneam amândoi, că eu sunt un, aș fi vrut, un Văgiulescu mai tânăr și el un Crăcea mai bătrân. Mi-ar face plăcere ca la vârsta dânsului să am același spirit. Efectiv, eman, se simte. Și dragoste de viață, și spirit, și... Și uite, așa am ajuns dintr-o apropiere, cu ghilimele, de rigoare nefirească, fiind diferență mare de... Din contra. Așa? Să îmi aduc contribuția la ceea ce cred eu că este cartea de suflet a domnului Căciulescu. Știu că am mai scris, n-am mai citit alte lucrări de ale dânsului, dar am simțit atâta dragoste, fiind vorba și de familia dânsului, încât mi-am dat seama că și-ar dori din tot sufletul să fie publicată. Asta a fost contribuția mea. Chiar rugămintea dânsului de a avea o opinie de cititor pe copertă la început m-a speriat puțin. V-am spus motivele că în ultima perioadă mi-a culpat, n-am mai citit așa de mult. Dar am încercat o opinie, sper că am și reușit-o. Am vrut să fie o lansare mult mai amplă. Aveți o prefață în carte de scrisă de Corneliu Vlad. Am ajuns la dânsul, nu-l cunosc personal, prin Victor Roncea, un prieten al meu, ziarist și colegi de viața universității. Încă păstrăm o legătură. Corneliu Vlad nu s-a abținut. Eu am spus două pagini, o prefață de două pagini. Și am scris vreo 4-5, dacă nu înșel. Încântat de la început și de titlu, și de conținut. Și sunt cuvintele dânsului acolo, cred că spun mai multe decât aș putea să spun eu.